An de an, elevi din generații diferite de la Colegiul Național Silvania au încheiat cei 4 ani de liceu cu media generală 10. Anul acesta, 12 elevi au încheiat clasa 12-a cu media 10, 7 dintre ei fiind și șef de promoție. 5 dintre aceștia ne-au făcut ieri o vizită la redacție. Este vorba despre Popa Ronela, Mureșan Bogdan, Țola Jamona, Mate Brigita și Câmpan Adelina. Remarcabil în ceea ce privește rezultatele acestor copii este faptul că pentru nici unul dintre ei nu vor conta notele din liceu la admiterea la facultățile pe care au ales să le urmeze. Au învățat pentru că au vrut să învețe. La facultățile la care vor merge vor susține examen de admitere. Avem plăcerea și onoarea să vorbim cu 5 dintre cei 7 absolvenți pe cei 4 ani de liceu de la CNS cu media 10. I-am întrebat unde vor să dea, ce vor să facă, am discutat puțin înainte de emisiune, ne-am lămurit foarte repede că majoritatea dintre ei, adică dintre cei 5-4, nu, vor urma un profil real. Dacă și medicina poate fi considerat un profil real. În capătul mesei este Popa Ronela, care a terminat la secția bilingv la CNS și vrea să dea la medicină. De ce vrei să dai la medicină? Este o întrebare frecventă pe care o primesc. În primul rând, întotdeauna am vrut și întotdeauna am considerat că profesia de medic îți oferă posibilitatea și șansa să îi ajuți și pe ceilalți și astfel aș putea să manifest latura altruistă, să îi ajut și pe cei din jurul meu și prin activitatea mea zilnică, prin activitatea de zi cu zi, să pot să le ofer, dacă nu sănătatea, măcar o speranță, un sentiment de mai bine, de un viitor mai bun. Mulțumesc! În stânga Ronelei se află Horia Mureșan, care a terminat la profil real mate info intensiv și care vrea să studieze în informatică, mai ales acest domeniu, deoarece fiind o persoană care îi place să lucreze cu calculatoarele, aș vrea să înțeleg cum funcționează programele care le folosesc zi de zi și să ajut în crearea acestor programe. Și poate chiar mai mult, cum acest domeniu are o viteză de dezvoltare extrem de mare, fiind și o persoană dinamică, mi-ar plăcea să lucrez aici, în acest domeniu. Tu vrei să studiezi în străinătate? Da. Mai precis? Mai precis în Scoția, la Universitatea din Edinburgh. Doresc să ajung acolo, mi s-au impus niște condiții, mai precis am media 9.50 la bacalaureat și să iau un test de limbă. Noi considerăm că nu o să fie o problemă pentru tine și îți dorim succes. Lângă Horea se află Țola Jamona, da, care a terminat tot la mate info intensiv și care vrea să facă automatică și calculatoare. Da, deocamdată m-am hotărât să mă duc la Cluj la automatică și calculatoare. Poate că în timpul facultății o să obțin o bursă și o să studiez în străinătate, încă nu m-am decis, dar îmi dau și eu testul de limbă în cazul în care voi avea această oportunitate. Cum și colegul meu a spus, cred că este un domeniu de viitor și cred că voi avea o carieră de succes în acest domeniu. Îți doresc succes. Mulțumesc. Și vorbim și cu prima elevă care a ajuns la noi foarte repede, cu Mate Brigita, care tot la Mate Info a terminat și vrea să dea tot la Politehnică. Politehnică. Bun. Ce mi se pare mie remarcabil este că, nu știu, la tine n-am apucat să vorbim dacă contează notele din liceu. Nu contează. Atunci la niciunul nu contează notele din liceu și totuși au avut numai 10. Vor da examene, s-au schimbat câteva lucruri, cum ne-am obișnuit că în fiecare an se modifică câte ceva în sistemul de învățământ, se schimbă miniștri, se schimbă guvernele și ei schimbă tot timpul câte ceva. Chiar dacă, repet, chiar dacă nu contează notele din liceu, am învățat foarte bine și nu li s-a părut ceva greu sau complicat. I-am întrebat dacă se și distrează. Am presupus că stau închiși în casă și nu fac nimic altceva decât să învețe, dar mi-au răspuns că ies în oraș și putem de ce fiecare cam cum vă distrați, ajung și la tine. Cum vă distrați?
De învățat, am înțeles, învățați toți foarte bine, știu că aveți numai 10. Păi, Ronela, te lasă. Mulțumesc. Având în vedere că am practicat, am făcut, de fapt, 4 ani de pian, îmi place și mă relaxează mult să cânt la pian sau să ascult muzica clasică, muzica, nu neapărat muzica ușoară, pentru că nu-mi place neapărat genul acesta, dar cânt la pian și mă relaxează. Da, în oraș, pe terasă, ieșiți, globuri, dansați? Da, mai ales după ultima săptămână când am fost tot cu Serena, deși banchet. Bun, mă bucur că ieșiți și în oraș și că nu stați închiși în casă. Tu spune că mama ta sau cine spunea că dacă iei o notă de 9, te ceartă. Deși imediat iese 10. Nu, nu mă ceartă, dar pare așa puțin nemulțumită, dar de ce numai 9? Ea este câmpana de Lina și este singura care va da la filologie. Zine și tu câteva vorbe despre tine, că tu ai venit prima și tu nu ne-ai spus nimic până acum. Păi îmi place mult să fiu prietenii mei, să vorbim, numai să vorbim, deci să fim împreună, să ne distrăm. Îmi place foarte mult. Tu mi-ai zis că anul ăsta s-a introdus, deci de anul ăsta s-a introdus din nou examenul, da? Nu, da. Cluj, la automatizări și calculatoare au fost și în anul trecut, da. Examen. Festivitatea de absolvire a fost joia trecută, nu? Da. Bun. Când e prima probă de BAC? În 10 luni. Deci luni, competențele la română. Aveți emoții? Cum si, cum sa. Cum simți că aveți emoții, da? Altfel nu. Nu chiar pentru partea cu competențele, cred că vorbesc în numele tuturor. Examenul scris este mai dificil. Bun, dar examenele scrise vor începe... În 1 iulie. În 1 iulie. Mai aveți timp până atunci. Și pe urmă înscrierile la facultate? Când am perioada 20 iulie. V-ați spus problema că dacă nu veți fi acceptați unde doriți, aveți o a doua opțiune? Da, majoritatea dintre noi cred că au. De exemplu, eu am fost la Olimpiada la matematică și la Babeș pot să intru fără examen. Și eu. Și Brigita. Și Horia. Bun, păi și atunci de ce mai susțineți examen? Păi la Politehnică trebuie să susținem examenul, că asta este politica universității, dar la Babeș nu. Fiecare universitate are metode diferite de admitere. Am înțeles. V-am mai întrebat cum v-ați înțeles cu profesorii, cum au fost cei 4 ani de liceu, cu colegii, dacă... V-a plăcut? Dacă ați regretat vreo clipă că ați ales colegiul ăsta? Nu, nicio parte. Și cam cât, în procente, cam cât considerați vă că este aportul profesorilor la pregătire, la rezultatele voastre? Dar faceți estimare rapidă, nu trebuie să stați mult pe gânduri. 1%? 2%? Nu, no. Poate nu chiar jumătate, pentru că, până la urmă, e efortul nostru de a învăța și de a ne menține pe linia de plutire, dar undeva pe aproape. Pentru că fără informațiile transmise și explicațiile lor, ar fi fost mult mai greu. Da, au fost întotdeauna lângă noi, deci... Și mulți dintre ei și-au depășit atribuțiile de profesor, ajutându-ne și în susținerea de examene sau la olimpiade sau în anumite momente, când am avut nevoie de pregătire. Foarte frumos. Câți dintre voi vreți să plecați din țară după ce terminați facultatea? Tu o să pleci la studii? O să plec direct la studii, probabil o perioadă să mai rămân acolo după studii, dar eventual o să mă întorc și în țară. Tu? Eu nu am de gând să plec din țară, eventual schimb de experiență sau prioritatea. Nu e prioritatea mea să plec din țară. Cum am spus, n-aș refuza o ofertă de studiu în timpul facultății în străinătate, dar acum spun că nu cred că aș rămâne acolo. Atunci, nu știu, vom vedea. Da, și eu simt la fel. Aș vrea să studiez și în străinătate, dacă se poate. Cred că ar fi o experiență foarte bună, dar o să văd. Nu cred că o să rămân. Tu o să mergi în China. Să vedem. Sper să mă duc pentru experiență, dar există burse de la guvernul chinez pentru studiu și dacă o să am ocazia și o să am posibilitățile financiare, pentru că nu acoperă chiar tot, o să profit de ocazie, dar o să mă întorc.
Ai ceva cunoștință de limba chineză? Nu, singură sau... Am vrut, dar m-au sfătuit cei din jur să aștept până după BAC, pentru că sunt foarte curioasă și dacă o să încep să-mi cumpăr materiale, o să mă concentrez pe asta și sper să nu neglijez materiile pentru bacalaureat. Ție ți se pare greu să te pregătești pentru medicină? Destul de greu să... Mi-a fost cel puțin destul de greu să mă pregătesc și pentru medicină și pentru școală la același nivel. În schimb... Mă gândesc de asta, te-am și întrebat. Da. Reușesc. Și mă descurc, chiar mă descurc. Vă mulțumesc că ați venit. Vă doresc mult succes.